dimineața, oameni buni! Am ajuns în Holstein. Am ajuns în Holstein să încarc 30 de vaci. M-a sunat șeful. Ce s-a întâmplat? Păi ce se întâmplă? Zic că... Nimic. A, păi n-ai ajuns că la 6 trebuia să încarci. Și e 7 ceasul. E, aici ieșim și noi frumos. Decuplăm axa viratorie, sau deblocăm, pardon. A. Și o să vedeți voi de ce. Sunt cu alt camion, sunt cu semiremorca. Sunt că vacile foarte mari și în asta intră mai lejer. Și... păi zic nu, a, păi a, ai făcut pauză? Bine! Și așa mi era un somn să moară în masa, dacă nu, foa! Și... am dormit și eu vreo jumătate de oră, așa am făcut o pauză de 46 de minute. Aveam exact 5 ore și vreo 10-20 de minute până aici. Dar cam bizar că cu camionul meu mergea mai repede, scoteam timp mai bun. Și zic, bă, dacă nu mi-a zis în mesaj niciun... nici o oră de încărcare și alea, zic, a, dacă sunt vaci de lapte, zic, oricum ăștia între 6 și 7 dimineața, le mulge. Și am tras și eu înainte de Hamburg frumos, oricum am avut noroc, ca să zic așa, mă gândeam, zic, băi, să trec de tunel de Hamburg și după aia să mă culc și eu puțin, să dorm și eu puțin, pardon. Dar nu mai puteam, frate, și oricum trebuia să fac pauză, zic, las că îmi fac piciorul în tot, decât să fac vreo minune. Mai bine închid ochii o jumătate de oră. Și sunt curios acum ce zice ăsta aici, unde trebuie să carc. Am doi, aici 16 și la al doilea 14 sau 15, dar sper să nu fie 15, sper să fie 14 bucăți. Da, e jale. Și după aceea, după ce termin mașină, întorc înapoi în drumul meu către casă. Trebuie să le las la abator, unde mă întâlnesc cu șoful. Acolo trebuie să fac curat frumos, să spăl camionașul. Și de acolo el ia camionul și pleacă către Berlin. Și eu merg către casă. Bineînțeles, până acasă nici nu mai mi-ar ajunge program de condus. Să vedem dacă mă descurc cu tirul, frate, azi. Mamă, ce ceață este, băi, frate, bă. Ce ceață este, mă, nene, mă. Ia, mă, să aprinde și noi lumina de ceață. Față măcar. Ia pe spate merge. S-a prins și pe spate. Lasă numai pe față. Autostrada parcă nu era așa ceas. Un grad. A fost cald. Și a venit aer rece. Și uitați și voi ce se întâmplă. Și că 2 km. Bine, cunosc zona asta foarte bine, dar nu știu dacă am fost pe la ăsta, dacă am încărcat vreodată la el. Animale. Și autobuzul cu copilași.
Da, bă, frate, nu știu ce visa ăla, că eu veneam dintr-o bucată până aici. Sau eu știu ce... Îi spunem, frate, bă, vezi că la 6 trebuie. Și plecam cu o oră mai devreme. Nu mai plecam la 1 noaptea, plecam la... Dacă... La 12 noaptea. Oricum, ăsta are 530 de cai, are o alt fel de cutie, dar rupe pământul, frate. Deci nu bași piciorul și pe economic cum e, dacă bași piciorul, rupe. Amberg, îi spune la stradă, deci când auziți de stres din astea, să știți că e jale. Firma aici, câte mașini mâncați aici de sanitară, firma. Unde e, mă? Imediat pe aici, pe undeva, trebuie să intru pe Amberg. 190 de metri. Oh! 90 de metri. A, asta, mă, aici, ia uite și... Oulu, mamă! Ia să lăsăm și liftanta în jos. Mă gândeam că e o stradă mai mare. Să-mi bat pe la masă dacă intru. Mă, dar liftanta asta nu se lasă, mă, mâncața aș gura ta. Ia uitați-vă și voi. Ia uitați-vă și voi, bulimacu. Ia uitați-vă și voi, bulimacu. Op. Sărăcie, o care ești sărăcie. Uite cum așteaptă fermierul. Hai că ne vedem după ce încarc. Să vedem ce avem aici. Mergem, mă? Ia uitați-vă și voi hartughie. Hai, mă, că mergi. Merge, ieșim pe în altă parte, că nu mai aveam șanse pe acolo, doar să ies cu spatele. Băi, frate, deci am 16 vaci. Ăștia nu sunt sănătoși la cap. Le-a băgat haleală în ele. De un an de zile n-am mai produs lapte și le-a ținut să le facă mari. Dar sunt mari. Curgea din ele, frate, când urca în camion pe rampa aia. Și i-a spus, bă, frate, astea sunt pline de grăsime. Da, da? Sigur, ei se așteaptă să le-a dat toată noaptea, au mâncat.
Și în, în mod normal spune și când am învățat noi la școală. În ultima zi, în penultima zi de fapt, sau ultima zi, să dă foarte, să dă de mâncat doar așa asta. Nițeluș. Nu se exagerează. Ăștia crede că îngrasă eu porcul în ajun de Crăciun. Mă, mai bine ieșeam pe acolo, dar așa era cam în deal. Trebuie să iau în dreapta. Ia, vine ceva, nu vine nimic. Top. Acolo la intrare, nu știu frate, dacă cu ăsta n-am mers decât colo-colo. Trebuia să las axa, normal axa de aici să lasă de la butonul ăsta. Dar habar n-am care e problema. Ia să pui și centura. Asta bagă căldură, mă, mâncați-a și curată. Vacă, dacă mă duc drept. Unde e mă ălălalt? Ia o zile. Aha, aha, mamă. Mamă, ia să vedeți voi pe unde intru, mâncava, jgura, cu asta. Sunt și pe acolo niște drumuri de, de mori încet. 21 de grade, păi ce trec cumva căldură mă asta? Și clima pornită, habar n-am. Ah, că acum a început. Da, frate, pe unde am intrat, mă? Am trecut, nu? Am trecut. Bă, strada aia. Aha, am trecut Adineauri. Dacă îți lași axa jos, liftanta, te ajută când faci ceea ce am făcut eu acolo. Dar m-am grăbit să nu mă aștepte aia în spate, că nu știu, o fi și la asta tot la fel cu pedalele, dar eu știam că e de aici, de la buton, să lași axa. La mine e, este altfel, trebuie să faci 3 pedale de frână și să lasă singură sau să ridică singură. Bun, mergem acum, la 8:30 ajungem și acolo. Sper să încărcăm într-o jumătate de oră și să o întind către abator. E mult mai simplu cu asta, n-ai așa, ia uite, ăla vrea să mă depășească. Hai bă, bagă-te și ceață și în curbă și alea, bagă-te. E mult mai simplu cu asta, nu mai stai să dezgaji remorca, să agăți, să... Nu trebuie trasă chiar perfect, perfect la rampă, că nu ai spațiu de manevră. Practic am lăsat-o așa puțin în pieziș pe, pe ușa unde am încărcat vacile, frate. Dar niște vaci, toa. Bă, o cântărie am viu, dar pe criliga acolo carnea, nu știu dacă îți mai cântărește cât ai vrea tu. E, și acum am axa viratorie, care e ultima axă de pe remorcă. Este deblocată, ea virează acum. În momentul când am urcat pe autostradă, o blochez. Să stea pe drept. Și liftanta e prima axă de pe remorcă. Trebuie să știi cum să jonglezi și cu liftanta. Dar acolo ați văzut și voi, mi-a permis la milimetri. Însă era mult mai mișto dacă era jos, m-a ajutat foarte mult să iau virajul ăla. Ce vreau să vă spun, e mult mai instabil, să zic așa, camionul ăsta. Să bag, dau drumul la încălzirea în oglinzi. Da, mi se pare joacă așa, știi, joacă separat de, de remorcă și te... Te obosește la mâini, mai ales pe drumul ăsta, bine, am mers eu și puțin mai repede. Dar trebuie să stai ca la Fred și Barney pe volan. Nu știu, cel puțin eu așa văd o diferență între cel cu remorcă cu a 5-a rată și ăsta cu semi-remorcă. Ăla e mai lejer la condus. Cu greutate. Gol, mamă, mamă, gol, mamă, mamă.
cum am spus, ăsta fiind și mai nou, cu 2 ani de zile, are și o altfel de cutie de viteze, cuplu, bine, și 20 de cai în plus, dar rupe, frate, deși pe eco, top. Ieșind după autostradă, știi ce avem de făcut? Deblocăm axa de pe spate, axa viratorie, pac, dăm semnal și ne băgăm ușurel. Mai era o variantă să merg la următoarea ieșire, dar nu risc, ar putea să fie închisă din moment ce nu mi-a spus navigația. Ar putea să fie închisă și să nu fac vreo prostie, adică să mă duc și să mă și întorc. Oi. Băi, merge la Gluckstadt. Gluckstadt, să trece cu Baku. Acolo Gluckstadt spre Wieschafen. Așa, să dai în ultima secundă semnal. Hamburg, Elmshorn. Uite, a făcut trotuar nou aici. Probabil a băgat ceva fibră optică, a zgrămat pe trotuar, fiind din pavele, și l-a făcut nou. Ce ciudată e cu coana asta la voce, pe navigația asta. Cum să dau eu un ochi? O să las când plec aici de pe loc, să las geamul în jos, să-mi arunc ochii la axa liftantă, să vedem dacă s-a lăsat. Deci vedeți și voi? Și că 30 camioanele. Da, mă, s-a lăsat. S-a lăsat și a dat și cu cioraiseală vaca. Normal. Mereu am omis să încarc vaci pe etaj. Pentru că și deoarece dă, frate, pădălături cu rahat, să zic așa. Dă și curge așa de sus până jos, mai iese și pe din afară. Uite, în față interzis 12,5 tone. Și am să iau și eu aici în dreapta. Mamă, și spre centru arată. Centru orașului. Ce avem ăla acolo? Avea ceva de cadou, de dat cadou într-o lădiță. Adică te duceai și îți luai de acolo din lădiță ce-ți trebuie. Mulți ce nu le mai trebuie, le dă la poartă. Ia ăsta ce are aici? Un scaun. Nu știu ce scrie acolo. Mulți le vând așa. Da, da, luăm a treia ieșire, sigur că da. Aici avem o trecere la nivel cu cale ferată, cu bariere, cu semafoare, cu ce vreți voi. Hop, hop. Și polițai, bineînțeles. Polițai. Ein, zwei polițai. Ce vor să mai facă mai aici, mă, mâncați așa. Aha, deci nu mai, mă. Deci de-aia mi-era mie frică. Tura trecută am luat-o pe-n centru. Cred că am venit din altă parte. Am venit de pe partea aia, dinspre Bac. Și de-aia, uite, am venit de acolo, așa. Și uite, vezi că arată centru în dreapta. O, ce ai, mă, și acolo, ia să vezi, frate. Să-mi bag piciorul eu. Ce zice, mă, că e... Ce-i închis, mă? Ia, uite.
camion pe mine cu o cisternă. Aici e un pod în lucru și la podul ăsta am avut atunci cam haos. Op. Op. Op, să mergem așa ușurel pe el. Pod provizoriu. Măi, eu nu m-am uitat, ea nu știu ce așteaptă acolo, are semafor, eu n-am avut semafor. Avem loc? Cred că avem și noi loc așa ușor. Cât de penibil ești, tu te mai în față și tu. Ai de capul tău. Mai avea loc la bordură. Hai că l-a lăsat pe la din spate. Că dacă mă opream acolo să las pe el să treacă, avea și el camion în spate, avem și eu camion în spate. Deci blocajul, uite, vezi, deja e coada aici. Dar am scos. Mai ușor că trebuie să mă bag pe banda cealaltă. Și aici am avut încărcare. Op. Hai că nu vine nimic din față. Ușor. Oh. 5,5 tone, boss. Aia. Oare de ce o fi parapetul ăla nou pus acolo? L-a luat careva după el? Hai, hai că te las. Hai. Hai, hai, hai. Dacă te-ai și grăbit puțin. Aude băcuțele cum stau la aer. Încă nu a venit vremea să le dea în câmp. Noi avem undeva pe stânga, în față. Băi, și asta e mai joasă, să zic așa, decât al meu. Și distanța asta de la motrică până la prima axă de pe semiremorc, e distanța mare și unde este denivelat, riști să o atingi. Ia că vine ăla în drum. O să-mi dau camera să o pun puțin aici, să filmeze. Aici, pe bord. Moin! Vă? Laden wir um oder was? Ich kann so schieben rückwärts bei zum Beispiel. Also okay. Bine că nu trebuie să trag pe undeva, trebuie să o las și descarc din remorca de la ei la mine în camion. Am crezut că mă băgați în curte acolo imediat, în dreapta, unde e crimă și pedeapsă. Op. Moi. Mamă, ce noroi aici a trăit seara familionul tău. Bă, nene, bă, murdărim camion.
acum blochez axa care virează. Stai așa, s-o dau mai în spate, că aici e noroi. Hai că ne vedem după. Cam așa stau treburile. Am ridicat acoperișul din spate ca să le ridic în sus, frate. Ia uite și tu, deja a dat aici cu ciorai seara. Ia uite și tu, frate. Cum v-a spus, le-a omorât aia cu apă, frate, și cu mâncare. Și mi-aduce aici cu o remorcă. Mă gândeam că mă duc eu să trag la rampă, la alea. Ia uite și tu. Mai am astea două boxe, mai am una deja, mai vine cu trei. Și mai vin patru jos. Și aia e. Mi-am lăsat schimburile aici să nu le umplu de pișat, că am mai găsit odată în cizme pișat. Ia uite și tu alea de sus. De-aia evit sus pe etaj să încarc vaci, frate. Hai. Bun, să bag camera la încărcat. Gata, fraților. Ia să o dăm în spate, nu putem să ieșim pe aici că e prea în scurt. O împingem cu spatele. Să ieșim pe acolo. Bineînțeles, axa de pe spate o deblocăm și îi dăm bice. Ia să-mi pun și centura cu Dumnezeu înainte. Mamă, ia uite cât a aruncat aia cu pișat, frate. Ia uite și. Așa, dă-i acolo că se spală, ești nebun. Mamă. Că vezi ce bagă Maria în spălare cel puțin 2 ore la abator. Am ridicat-o puțin din pernele de pe spate. Ceau. Mi se părea că atinge de apărătorile alea, frate. Jumate, 243 de kilometri. Mersi. Ia să vedem ce face BMW-ul ăsta aici. Ia uite și tu, ursuleț băgat acolo, are verdeață pe el. Ce abur iese. Deci 6 bucăți în boxa din față, boxa care este mare, și după aceea încă 6 boxe, 3 la etaj și 3 jos, câte 4 bucăți. Oricum e greutate să o simte. Servus. Mă, sunt cunoscut pe aici pe Germania, mă. N-am treabă. Mi-e urât Elmshorn, e un oraș și o iau direct pe el, frate, mi-e așa de urât. Dacă ar fi să-l oculesc, oculesc eu foarte mult, trebuie să merg înapoi. Așa că ne asumăm și
mergem. Uite, Elmshorn 14 km și Hamburgul 60. Dacă o iau pe naționalul ăsta. Nu vine, mă, nu vine nimic. Hai să nu îngâtui mult, să intru pe contrasens, fiind greu acum. Așa, tati. Să o echilibrez eu, mă. Am ridicat-o puțin de pe ax. Am ridicat-o din pernele de pe axa motrică. Mie să nu prind apărătoarea aia, frate. Asta, că găsesc o parcare o ceva. Bine, acolo mi s-a părut mie și denivelat și alea. Dacă găsesc o parcare sau o stație de autobuz, să trag, să mai trag un ochi la ea. Că stătea în câș acolo. Mă, dacă nu avem aglomerație ștau, ajungem la 12:30. Top. Exact după ce iau ăștia pauză. Băi, dar agitate animale, adică prefer să iau tauri, frate, în loc să iau vaci. Sunt foarte agitate, nu sunt cu minți. Hai să ne băgăm aici. Ah, cam în scurt, dar... Vreau să mă uit să nu agăța aia. A, mai vine și un camion. Stai că mă bag în altă parte. Mă bag în altă parte unde am loc. Nu are ăla loc din spatele meu. Uite, mă bag aici, în asta aici, în stația asta. Parcă e și mai lungă. Mamă, unii când vede camionul oprit să sperie, nu mai știe să meargă cu mașina, frate. Ia, pleacă, mă. E bine, așa e la dat. Oh! Se ascunde mult sub ăla. Bă, dar curge de-a pișat, n-am văzut așa ceva, mă, frate. De fapt, am mai văzut odată. Pișat și bălegar. Dai, mă. Și ăsta la fel, avea burdihanele pline, frate, mâncare. Ah, am oprit. Vreau să filmez de când intru în parcare, dar mă sună lumea exact că nu trebuie, frate. Aude și... Aude și tu ce a curs de la văcuți pe din afară, frate. Mamă. Te auzi una să pișă. Ales, madeva. În spate e ok. Ăsta e român de la Carion. Ia uite știi ce e aici. Da, joacă-o pe asta, Marine, să vezi pălătură, frate. Ia uite știi ce e aici. Mai a dat și soarele. Ia uite știi ce e aici. Păi, nu e român, e negru ăla de la Carion. Hai să mergem în continuare. Mai am 21 de minute. Să-mi dau ăsta jos, hanoracu. S-a încălzit, frate. Să și vă spun de ce am zis că te sună
cine te sună când nu trebuie. Am smart în vânzare și m-a contactat ieri cineva. Am văzut că scrie pe mesaje germană, greșit zic că e străin, unul Costi. Și am zis că e Costi Ionuț, că e interesat, că nu știu ce, nu știu cum. Și că te sun eu, dă-mi adresa, că te sun să vin, era undeva la vreo 60-70 de kilometri. I-am spus cum stă treaba, ce e alea. Gata. După aceea am ieșit pe-n parc cu nevasta mea și cu ăla mic. Mă sună, mi-a zis că îl sună, că așteaptă să vină fiso și după aia mă sună. Mă sună că sunt nepotul lui omul ăla care te-a sunat mai devreme. Da? Ia uzi. Hai mă, să bagă. Da, da. Și zic da, că mașina, că i-am zis și de preț și de alea, că da, că te sun eu în 10 minute. Nimic, până seara, nimic. Cel mai frumos era, cum mi-a mai spus și alții, ne-am zis, băi, mi-am găsit altă mașină, să scrii mesaj înapoi, frumos, sau să suni. Și eu am sunat aseară, n-am, dar n-am mai răspuns la telefon. Am sunat și astăzi, odată n-a răspuns, să le spun cum stă treaba, băi, oameni buni. Că de-aia ne facem de râs pe peste tot. Cel mai bine e să suni înapoi. Eu ți-am mai dat și adresa, dar unde nu știu eu că poate tu asta vrei să faci, să știi adresa, să vii să-mi dai în cap, să-mi bei ouăle. Și m-a sunat acum, exact acum, până să bag în parcare. Noroc. Că nu e că a găsit, că păi da mă, mă suni acum. I-a spus, a, da, că da, a fost greșeal la mine. Să fii sănătos, succes, la o altă mașină nu e nicio problemă. Mamă, să vezi show aici la abator iar. Hai, să vezi show la abator aici iar. Și acum am iar greutate, trebuie să urc pe bordură. Trebuie să urc pe bordură, dar urc dinainte, să îmi bag piciorul. Nu urc atunci în scurs să tai iar vreun cauciuc sau să-l nenorocesc. Urc dinainte pe bordură. Aș încerca așa să merg, am văzut că acum a lăsat spațiu între semiremorcile astea frigo, care au frig pe ele, care sunt pentru carne. Dar cel puțin când? Vineri am fost și era acceptabil. Și în curbă, acolo o să vedeți voi, puteai să iei cel puțin cu ăla cu remorcă. Ăsta nu știu, s-ar putea să tai mai mult. Ne simți rău ăsta, băi, frate, unde duc aici, mă, mâncați aia și gura ta, după ce care bandă de, nu mai știe de ei, băi, frate, bă, nu interesează de nimeni, că vii tu și-ți rup camionul sau roțile sau alea, n-ai treabă. Aoleu, să vezi spălarea acum, frate. Și să vă mai spun o chestie. Ăsta are anunț pentru șofer și l-a sunat un neamț la vreo 27-28 de ani așa, în satul vecin. Și i-a zis ăsta, bă, că n-am mai lucrat la animale. Dacă ești interesat, fii atent, pleacă șoferul meu, adică eu, la 1 noaptea, vii la 1 noaptea, duminică noaptea, la ora 1, vii și te duci cu el pe cursă. Și mi-a zis șeful, băi Mariane, vezi că vine ăla, îl suni și tu când ajungi la firmă, poate nu vrea să vină, ca să știi, ca să nu-l aștepți, și să-ți arate cardul și cu, mă rog, și cu permisul și îl lași pe el să meargă cu camionul gol. Ce preocupare stă aici? Da! Și deja aseară mi-a trimis șeful mesajul care l-a trimis ăla că, din păcate, nu poate să vină. Venea ăla, ce-o fi zis, mă trezesc eu la 12 noapte. Stai seama, până se aranjează, până vine la firmă. E greu să găsești un șofer bun. Nu pot să spun prost,
un șofer bun să ai bază în el și încredere, e foarte greu. E foarte greu cu lumea în general în ziua de astăzi. Înțelegeți? Și asta este. Boda proste și mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns întreg. Aici, deja aici, imediat în stânga intru. Da, și îți dai seama. Oricum, dacă venea ala cu mine, nu lăsăm să meargă camionul plin, încărcat. Dar îl puneam să spele aici. Îl puneam să spele, să facă puțin de căcat, că și cu spălatul trebuie să ai tactic, adică să prinzi, să-i prinzi ideea. Dacă nu știi cum să dai și alea, dacă nu sare și pe ceafă și în gură. Bine, noi avem niște șorțuri, niște, avem combinizon din ăla special, dar nu port eu din ăla, l-am luat de câteva ori. Am luat într-un timp numai pantaloni, îi luam așa, știi, peste salopete, niște pantaloni din ăștia de fâș. Dar stai, zici că ești robă, zici că aia, dă încolo, mă umezesc eu nițel, aia. Pun salopeta să usucă, uite că a dat soarele. E mai nasol când dă soarele, frate, așa, da? Că să usucă. Și după aia trebuie să dai prima oară să moaie. Și dacă vă mai zic una, de câte ori am venit la abatorul ăsta, de atâtea ori a fost soare, frate. Și dacă am venit pe ploaie până să bag la spălat, ișa soarele. Deci că eu am făcut. Sunt curios ce contracte ori mai avea românii care lucrează aici. Ori avea direct cu abatorul sau tot intermediar? Parcă da, anul ăsta era treaba să lepede de intermediar. Aoleu, sper să nu mai fie nicio remorcă, frate. Ce vorbești? Hai! La ora. Spuneți voi ce să fac, stai să deschid. Spuneți voi ce să fac dacă a lăsat locul ăsta printre ele, printre ele. Uite și tu bordura, în bordura asta, frate. Acolo în curba aia, uite și tu. Acolo mie. Acolo mie. Cine-i mă ăla? Mă românașul de la Feneca. Mă, uite, era aici una după alta. Deci nu aveai loc să te duci așa, știi, să te duci drept, uite așa, spre exemplu, țac. Pac. Hai, mă, bagă de tot acolo. Mă, fraților, ne vedem după. Până aici pot să filmez, după aia în curte nu. Gata, am terminat. 2 ore jumate am spălat, mânca vajul gura voastră. 2 ore jumate. Ia uite, de la apa aia am spălat și geamurile laterale și oglinzile și uitați și voi cum s-a făcut. Trebuie să le clătesc aici, să nu îl dau lui ăsta murdar. Murdare geamurile și oglinzile, în fine. Cât e? 15:30. La 16 fac 15 ore de muncă. Dar aici am parcare, aici avem punctul de lucru. El vine că a fost și el aici la abator. Și să vă arăt cum a ieșit la spălat camion. Să mănânc și eu până vine ăsta. Și mai fac cu mașina mică în jur de 1 oră jumate până acasă. Uite aici în parcarea asta să mă bag și eu. Băi, și surpriză, mă, mâncați. Când am tras feria de jos, mi-a căzut bălegar din ăla, mi-a căzut în bocanci. Și zic, aoleu, ce ai făcut, bobiță? Ce ai făcut, bobiță? Noroc că am găsit o pereche de papuci la ăsta. Tu
o las și eu aici puțin el, că doar mănânc și o întind. Sau ia stai mă, poate am loc în parcare acolo, am loc? Am loc în parcare. Băi, de-abia am ieșit de acolo, mâncați așa. Uite, am să urc puțin pe bordură, să o îndrept aici, frumos. Hop. Și să-i blochez axa. Așa. Stai, mă, așa cum vine, mă. Ia să vezi ce un calic acolo pe bordură. Nu un calic. Nu un calic, un calic camion. Mamă, beton. 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 Gata, vere. Hai să vedem cum a ieșit. Au. Au, de aici, măcate așa. Ia uite și spălătură. Ah, sus acolo e lătrată, unde n-am ajuns cu peria. Și s-a uscat repede. Aia e problema. Vedeți? Partea asta a fost la umbră și s-a spălat mai bine. Mă rog, nu contează. Hai să halez și eu ceva. Să vină și ăsta. Și să ne punem la drum. Să uite unul la mine în parcare, în mașina aia mică. Zici că n-am mai văzut american de aproape. Hai, cius!